La ora 3 a fost ședința de Consiliu Local, unde într-adevăr mi-am retras proiectele de pe ordinea de zi, pentru că trebuia să ajung la o întâlnire politică, iar un buget fără mine, ca să pot să dau explicații, nu cred că ar fi fost tocmai ce trebuie, cu atât mai mult am văzut cu toții că, eu știu, cel care a fost ales ca și președinte nu poate. El spune singur el că nu poate, să nu are capacitatea să înțeleagă un buget local și așa că nu am vrut să risc. Da, cine este pentru domnul vice să conducă plenul? Vă rog frumos. Ok, domnul vice conduce plenul. Domnul primar, dumneavoastră, proiectele de pe ordinea de zi. Mulțumim frumos! Domnul primar continuă să facă circ. Nu e cine își dorește dânsul președinte de ședință, nu se ține ședința. Și-a retras proiectele de pe ordinea de zi.